Salut! Eu sunt Carmen și astăzi vreau să lucrăm împreună o căciuliță, de data aceasta lucrată circular, dar tot așa un model foarte simplu pe care să-l poată lucra orice începător. Să începem! Căciulița de astăzi eu voi folosi același fir ca și la tutorialul anterior, Securing Baby de la Alize, un fir 100% acril, dar este un acril anti-alergenic pentru special conceput pentru copii. Și am ales andrele numărul 3 jumate din acestea culesă scurtă de 40 de centimetri, dar am să vă arăt cum se lucrează și cu andrele de șosete din acestea speciale, da? Deci andrele pentru șosete, tot 3 jumate. Am să pun pe andrele un număr de 96 de ochiuri, da? 96, pentru că doresc să fie un număr multiplu de 4. Da. Deci începem tot ca și la cealaltă căciulă cu metoda long tail cast on. Facem o buclă pe care o punem pe andrele și va fi primul nostru ochi. Și montez în continuare până voi avea 96 de ochiuri. Deci 2, 4, 5. Spre deosebire de cealaltă căciulă, aceasta puțin adună și atunci putem pune 96 sau chiar 100 de ochiuri pentru că oricum se strânge. Dar eu fac 96 pentru că eu oricum lucrez pentru o fetiță de 11 ani, deci ea sigur are căpșorul mai mic, da? Deci am montat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15... Și mai pun un ochi suplimentar pe care o să vedeți el scad imediat cu primul ochi de pe rând. Mă asigur că ochiurile nu sunt răsucite și încerc să închei în cerc. Cum procedez? O să iau primul loc de pe Andreea, îl mut înapoi pe Andreea, îl mut pe Andreea dreaptă, iar primul ochi care era pe Andreea dreaptă îl trec peste ochiul acesta. Deci, practic, am făcut o scădere. Și aici voi pune un marcator. Deci, ochiul l-am dat înapoi pe Andreea din stânga ca să lucrez. Deci, o să lucrez un ochi pe față, două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Deci, mi-am pus și un marcator în fața acelui ochi pentru a marca începutul rândului. Puțin primul rând e mai dificil pentru că ochiurile acestea țin puțin lucrul, dar de la rândul al doilea nu va mai fi o problemă. Două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos și am terminat primul rând. Mut marcatorul și continui. Două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Atenție la ochiurile pe dos, vă arăt imediat.
Ochiurile pe dos, eu le lucrez așa, dau andriaua. Hai să apropie puțin camera. Da? Deci eu dau andriaua pe deasupra firului, da? Și atunci orientarea firului meu când lucrez circular, ochiului pe dos, este puțin diferită. Deci firul mai aproape, marginea mai aproape de Andreea este în spate. Și atunci eu trebuie să lucrez prin spate ochiul. Dumneavoastră puteți să lucrați invers, deci dați andreaua pe sub, deci pe sub ac, și atunci nu mai aveți probleme să fie orientat greșit, însă mie mi este puțin peste mână să lucrez așa și prefer să lucrez obișnuit și lucrez pe firul din dos. Deci dacă veți lucra, cum v-am spus, așa cu firul pe deasupra andrelei, atunci ochiul va fi orientat, ochiurile de pe dos vor fi orientate corect și nu mai aveți probleme și puteți lucra liniștite. Dar mie mi este peste mână să lucrez așa, deci mi se pare că pierd mai mult timp lucrând ochiul în felul acesta decât dacă mă chinui să-l iau de pe firul din spate. Deja m-am învățat să-l iau cu firul din spate și este ok. Deci important este să nu se răsucească ochiurile, să nu le lucrați răsucit. Aia e singura restricție. În rest, faceți cum vă este mai comod. Vom continua în felul acesta până avem lungimea necesară a căciului. Haideți să vedem cum începem dacă vrem să lucrăm cu andrele drepte, cu andrele de șosete. Ele se mai numesc și DPN, de la Double Pointed Needles, adică ace cu două vârfuri. Deci avem 96 de ochiuri în total. Asta înseamnă că voi pune pe fiecare andrea câte 24 de ochiuri. Evident, începem la fel cu o buclă pe care o punem pe unul dintre ace și montez în continuare până ajung la 24 de ochiuri pe ac. Deci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Totuși, eu prefer să nu lucrez cu patru ochiuri. Deci, dacă preferați să lucrați, o să vă arăt despre ce zic. Eu prefer să pun ochiurile pe patru andrele, pe trei andrele, nu pe patru, deci pe trei ace și să lucrez cu al patrulea. În acest caz, eu voi avea așa 96 împărțit la 3 ace, 32 de ochiuri. Deci am pus 24 și continui 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Și acum trebuie să trec la următorul ac. Cum fac? Îl pun în spatele acului pe care tocmai am montat ochiurile și le țin pe amândouă. Acul pe care montez e practic între cele două fire de capete de fire, da? Și montez în modul obișnuit, dar pe această andrea din spate. Încă mai țin puțin și andreaua aceasta ca să mă asigur că strâng aici, trebuie să strâng puțin mai tare la primele ochiuri. Și acum continui, pot să-i și dau drumul acestei andrele. Deci am 3, tot 32, 4, 5, 6, 32. Iau al treilea ac și voi pune tot 32 în același fel. Deci pun acul în spatele acului pe care l-am terminat de montat, dar cumva între cele două fire de ață. 1, 2, 3,
31 și 32. Acum le pun așa frumos pe masă, ca să mă asigur că nu se răsucesc ochiurile, deci să nu fie răsucite, na? Și iau primul ochi. Iau și acul al patrulea. Ca și poziție, eu prefer așa. Acul din mâna stângă să fie deasupra acului celălalt, iar acul din mâna dreaptă să fie sub celălalt ac. Așa mi se pare mie mai comod. Acum fiecare cum se învață. Și încep să lucrez în buclă, circular. Aici, primul ochi, îl strâng puțin mai tare pentru a nu se crea un spațiu între ochiuri. Și lucrez obișnuit, două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Cele care sunteți obișnuite să lucrați cu patru ochiuri, vă rog să încercați odată să lucrați doar cu, mă rog, trei cu una. Încercați să lucrați în loc de 5 andrele, adică 4 plus 1, să lucrați cu 3 plus 1, să vedeți că este mai comod, se așează ochiul, acele în mână mai bine. Celelalte parcă ai senzația că fug așa în toate direcțiile. Pentru că pe andrele eu am 32 de ochiuri pe fiecare ac, e multiplu de 4, înseamnă că pe fiecare ac voi termina cu 2 ochiuri pe dos și atunci voi începe celălalt ac cu ochiuri pe față. Deci, practic, toate acele mele încep cu ochi pe față și se termină cu ochi pe dos. Ceea ce este foarte bine, că nu mă mai concentrez să văd cu ce încep la fiecare ac. Deci, dacă vreți să fie ok, atunci ar trebui 9-6 sau, dacă vreți mai mult, ar trebui să treceți cu încă 3 ori 4, 12 ochiuri mai mult, ceea ce este puțin cam prea mult. Dar vă adaptați. Nu neapărat toate acele să aibă același număr de ochiuri, deci puteți să puneți pe un ac mai multe, pe un ac mai puțin și atunci să faceți în așa fel încât să începeți cu ochi pe față și să terminați cu ochi pe dos. Deci aici am greșit vorbind. Și în sfârșit trecem la ultimul ac. Am spus, prefer în partea stângă să am andreaua pe deasupra celeilalte, iar în dreapta pe dedesubt. Sugerez ca începătoarele să lucrați cu andrele, cu ace de șosete din bambus sau din, plastic, deci lemn sau plastic, pentru că cele metalice, cum am eu, au tendința de a aluneca mai ușor. Acum eu lucrez destul de strâns și nu alunecă, dar dacă lucrați puțin mai lejer, există riscul de a aluneca de pe ace și atunci preferabil andrele de plastic sau de lemn. Acelea nu alunecă așa de ușor. Cu timpul vă veți învăța și veți putea să mențineți și tensiunea firului, dar și de a ține fire acele mai bine în mână, încât să nu vă alunece. Vă arăt imediat, când treceți de la un ac la altul, nu trebuie să dați drumul la andreaua din mâna stângă pe care ați terminat, de pe care ați terminat ochiurile, ci o luați cu mâna dreaptă, deci nu-i dați drumul. Că așa vă cade pe jos și riscați să o pierdeți. Mi s-a întâmplat și mie destul de multe ori să-mi cadă pe după canapia sau pe sub canapia, să mi se strecoare pe dedesubt și să mă chinui să o recuperez, da? De aceea eu și prefer, de fapt mi se par mult mai comode andrelele circulare, chiar puțin mai mici.
Deci am terminat, nu dau drumul la Andreea, dacul din stânga, ci îl iau cu mâna dreaptă și trec la următorul loc. Aceeași observație, pentru că eu lucrez, ați văzut cum fac ochiul pe dos, eu trebuie să lucrez prin spate, de să iau pe firul din spate să lucrez ochiul pe dos. Depinde cum lucrați dumneavoastră, dar să nu fie lucrat răsucit, aia e cel mai important. Ok. Voi lucra în acest fel până ajung la lungimea necesară căciuliței și voi reveni. Acum căciulița mea are lungimea suficientă, am probat-o chiar pe capul meu și în cape și este ok, ea fiind foarte elastică, da? Și acum vreau să închei, să fac partea de sus, coroana, cum se numește, sus la căciulă. Eu am lucrat cu andrelele circulare, dar am să mut acum pe cele de șosete. Am mai lăsat doar un ochi până la semn. Mut acum marcatorul, că nu mai am nevoie. Și cum am să procedez? Am să lucrez împreună tot câte două ochiuri și cele de pe față, deci două împreună. Și acum le scad pe celelalte. O să le reorientez, că mi-e mai ușor așa. Da? Deci fac tot câte două împreună. Deci practic reduc la jumătate numărul de ochiuri. Acum, din nou, întorc ochiurile și scad. Iau un alt tac acum.
Așa, deci am terminat primul rând de scăderi. Acum voi face două rânduri în care nu mulțesc nimica, deci un ochi pe față, unul pe dos, și apoi voi face din nou o scădere. Deci fac două rânduri simple. Acum pe acest rând voi face din nou scăderi, dar de data aceasta acum. Iau primul ochi nelucrat, îl lucrez pe al doilea pe față, iar ochiul, primul ochi, îl iau peste. Lucrez și îl dau pe celălalt. Deci e ca și cum aș lucra două pe față, pe două împreună pe spre stânga, da? Deci îl reorientez ăsta și lucrez două împreună. Reorientez ochiul și lucrez două ochiuri împreună. Din nou reduc practic ochiurile la jumătate. Așa, acum voi lucra iarăși 2-3 rânduri doar pe față de data asta, deci toate ochiurile, dar fără scăderi. Se pot scădea și imediat fiecare rând, în fiecare rând să fac aceste scăderi, dar eu prefer 2-3 rânduri să lucrez doar pe față. Aici văd că mi-a scăpat un ochi, dar ia uitați cum repar, bag o croșetă, sunt chiar două ochiuri aici la scădere, mi-au scăpat. Da, le iau împreună și acum pun ochiul sus. Mai fac un rând doar pe față. Acum vom face încă cel puțin încă două rânduri cu scăderi, dar tot așa reorientez și le lucrez împreună spre stânga ca să păstrez aceeași orientare. Deci tot câte două ochiuri le lucrez împreună. Deci acum rămân cu patru ochiuri pe fiecare ac. Deci mai face, cred că, încă două scăderi. Vedem.
Nu este standard, deci puteți să faceți scăderile astea și după imaginație, deci să scadeți la câteva rânduri, să scădeți, nu scădeți chiar fiecare ochi. Deci depinde cum vă puteți juca aici. Nu e foarte strict cum să faceți aceste scăderi. Important este să se așeze frumos aici în vârful capului și să fie aceeași orientare la ochi și așa mai departe. Mai fac încă un rând de scăderi. Eu acest marcator mi l-am pus tocmai ca să știu care este Andreea, primul lac din rând, da? Deci practic să știu unde începe rândul. Deci acum voi rămâne cu 6 ochiuri și nu mai fac altă scădere, deci este ultima scădere, 6 ochiuri. Dacă rămân 6, 8 ochiuri, 10 ochiuri, chiar e ok. Așa. Acum voi lua un ac de cusut. Dar de acestea pentru lână, deci cu fără vârf, da? O tai aici firul. Și trec firul prin ochiuri. Și ochiurile, evident că le scot acum de pe ac. De pe andrele, de pe acele de tricotat. Acum voi întoarce căciula pe dos și trag firul înăuntru, deci bag prin acest spațiu, strâng bine aici firul și plimb aici de câte ova ori să-și întărească și să fac să nu se desfacă acolo. Dacă vreți să adăugați, să atașați și un moț, un pom-pom, îl adăugați înainte de a coase aici gaura. Deci introduceți firul acela de la ciucuri, da? După care securizați zona. Și acum depinde de sistemul de prindere al pompomului. Unii se prind cu capsă, alții cu doar cu un fir pe care o să-l plimbați ca să securizați. Depinde. Acum putem să tăiem firul. Voi mai ascunde și capătul celălalt și căciula mea este gata. Vedeți că este foarte ușor de adaptat la mărime, pentru că poți să ia fiind elastic lucrat în două pe față, două pe dos, e foarte elastică, deci merge și pentru lățime mai mare și mai mică. Și în plus, datorită faptului că am făcut-o foarte lungă, poți să o îndoi mai puțin sau mai lungă, în funcție de necesități. Aceasta este căciulița mea.
Sper că v-a plăcut tutorialul meu și veți lucra și dumneavoastră o astfel de căciuliță. Vă aștept în continuare pe canalul meu și cu alte tutoriale. Nu uitați să dați subscribe sau abonează-te și click și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când voi posta un nou videoclip. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!